Bine v-am regăsit la Magia Zilei. Astăzi continuăm periplul prin pasiunile zodiilor, beneficități și tot ce au nevoie pentru a-și urma calea. Gemenii. Maxima pentru gemeni, relele sunt mai puțin nefaste pentru fericire decât enervarea. Și a spus-o Giacomo Leopardi. Formula fericirii pentru voi? Studiu și informarea 10%, dar și 15% cuprinde această informare, discuțiile tot o marjă de 15%, instruirea 15%, viața într-o comunitate agitată 15%, numeroase relații maximă 30%. Gemenii sunt un semn de aer, al relațiilor cu ceilalți, al schimburilor de idei care aduc informații prețioase. Pentru a fi în armonie cu eu dumneavoastră profund, trebuie să țineți cont de câteva nevoi foarte importante. Să trăiți în mijlocul unei comunități, să fiți în contact direct cu spiritul epocii pe care o trăiți. Zodia dumneavoastră natală este dirijată de Mercur. Mercur, planeta inteligenței, trebuie să căutați activ rana spirituală. Trebuie să evitați, în schimb, însingurarea, solitudinea și izolarea. Defavorizat pentru voi, viața într-un mare oraș tumultos cu multe forme de informare. Cam atât pentru voi, vă dau întâlnire mâine dimineață cu o nouă zodie. Până atunci vă spun drum bun, gânduri bune, cât de multe